o nouă lovitură încasat de Radu Mazure, ce a decis instanța. O nouă lovitură pentru fostul primar al Constanței, Radu Mazure. Decizia a fost luată în instanță. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au cerut magistraților să dispun confiscarea unui pistol tip revolver deținut de fostul primar al Constanței, Radu Mazure. Magistrații judectoriei Constanța au dispus confiscarea armei letale, pistol tip revolver, marca Gamo, calibru 4,5 mm, puseria 04 la 5C01686197, cu aer comprimat, a două butelii dioxid de carbon pentru arme cu aer comprimat sublinierei a unei cutii metalice cu alice 4,5 mm, având capac ro subliniere 1, inscripționat UMAREX. Obiecte aflate la camera de corpuri delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, conform dovezii seria CT279604 din data de 2701.2016, conform adevărul ro. Cererea de confiscare a fost făcută de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, iar decizia instanței poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare. Se pare că pistolul a fost descoperit în timpul unor percheziții efectuate de DNA la domiciliul fostului primar. În anul 2009, Mazure a apărut într-un pictorial în care interpreta personajul James Bond, având un pistol în mână, mai spune sursa citată.